Bună ziua, salutări! Alături de mine le am astăzi pe Iasmina Trifa și Diana Petrovan. Ele se ocupă de proiectul Green City Recycle. Ele au dat startul acestui proiect, care participă în cadrul proiectului mai mare Hella Leaders Explore. Salutări, fetelor! Spuneți-ne cum a luat naștere ideea acestui proiect și ce reprezintă el. Hei! Păi, noi am ales acest proiect deoarece am considerat că Timișoara merită să fie un oraș mai curat și oamenii din el ar putea duce un proiect mai amplu de reciclare. E foarte importantă această idee de a recicla din cauza faptului că vremurile în care trăim sunt caracterizate de o poluare masivă și cred că în mic, mare am putea contribui la stoparea, să zic așa, acestei poluări prin un proces amplu de a selecta deșeurile așa cum trebuie. Și ce presupune mai exact proiectul vostru? Cum l-ați gândit? Păi noi ne-am gândit să facem niște articole sau imagini care să îi facem pe oameni să înțeleagă că reciclarea este un lucru important pentru țara noastră și am realizat și un sondaj unde mai mult de 200 de persoane au răspuns că ar dori reciclarea în orașul nostru. Cum i-ați convinge pe oameni să recicleze selectiv, să participe activ în procesul de reciclare, să pună mai mult preț pe acest aspect care ne poate salva și natura înconjurătoare și extensiv pe noi? Până în prezent, modalitatea prin care am încercat noi au fost rețelele de social media, unde le-am prezentat care ar fi beneficiile pe care o reciclare corectă le-ar aduce, cum ar fi curățarea orașului sau economisirea energiei, a menține cum ar trebui materia primă, deoarece dacă se refolosesc materialele reciclate, nu ar mai trebui să se folosească materie primă nouă. În Timișoara există multe probleme cu curățenia în oraș, așa cum ai observat și ai susținut și tu, Iasmina, are nevoie de o curățare intensivă orașul. V-ați gândit cumva să duceți proiectul mai departe și poate să luați legătura și cu alți stakeholder din oraș, poate, nu știu, cu primăria sau cu alte instituții responsabile pentru asta? Momentan am luat legătura cu primăria, doar că așteptăm un răspuns final din partea lor. Noi am dorit să vorbim și cu autoritățile, să se ocupe mult mai mult de selectarea aceasta și de ce nu să introducem și mai multe centre de colectare la fiecare cartier, să fie mult mai multe, pentru că, de exemplu, dacă stai într-un cartier, nu ți-e tot una să mergi, nu știu, un kilometru să arunci deșeurile, când poți să ai și în fața blocului, cum ar veni, probabil așa s-ar recicla mai mult, zic eu. Credeți că tinerii sunt predispuși să recicleze mai mult decât persoanele mai în vârstă? Care este publicul căruia vă adresați voi în principal? Noi am dorit să acoperim un public cât mai larg. Dar da, într-adevăr, tinerii sunt mai implicați în acțiuni de genul și consider eu că ar fi mai dispuși la a se implica în acest proces. Cum v-ați decis să intrați în proiectul acesta, Hella Leaders Explore? Adică ați făcut proiectul vostru special pentru asta sau este o idee pe care ați avut-o de mai demult? Este proiectul acesta de comunitate este, de fapt, din cadrul Leaders și ei îndrumă fiecare echipă să-și aleagă un proiect despre orice. Sigur. Spuneți-ne pentru încheiere unde vă putem urmări și ce articole o să vedem de la voi în viitor, ce acțiune o să vedem de la voi în viitor. În prezent avem o pagină de Facebook numită Green City Recycle și o pagină de Instagram cu același nume, iar pe viitor pregătim o serie de surprize pentru cei care ne urmăresc. Chiar săptămâna asta va urma să pregătim ceva pe final. Și mâine vom fi prezenți la Radio Joy în Arad. Mulțumim și mult succes! Sperăm că o să vedem oamenii că reciclează cât mai mult.